românesc, prețurile sunt puțin mai mari. Un sejur de 3 nopți la un hotel de 3 stele costă 90 de euro. Și avem acum în jurnal o veste bună pentru doamnele și domnișoarele care nu au vreme să dea cu aspiratorul curățenie de Paște fără bătăi de cap, dacă este făcută de o firmă specializată. În București cererile au crescut cu 15% în această perioadă. Pentru 250 de lei o echipă profesionistă face minuni în locuință în doar câteva ore. Curățenia înainte de sărbătorile de Paște înseamnă de obicei mult efort și timp liber irosit. Dacă însă vreți să vă relaxați și să aveți o casă curată, puteți apela la o firmă care să facă totul în locul dumneavoastră. O echipă profesionistă înarmată cu detergent și aparatură specială e gata să câștige lupta împotriva murdăriei. Ei vor găsi probleme chiar și acolo unde credeți că nu există. Arată curată, dar sub saltea sunt acarieni și piele moartă. Să vă arăt cam ce a ieșit după această saltea curată. Deci aceștia sunt microorganisme, piele de microorganisme, acarieni. Pentru o curățenie generală trebuie să scoateți din buzunar între 250 de lei și 350 de lei în funcție de suprafață. În preț sunt incluse curățarea întregii locuințe, spălarea geamurilor și dezinfectarea electrocasnicelor. Programările au început cu în urmă cu vreo 2 săptămâni și merg și până după Paște. Dar da, este o perioadă în care lucrările sunt din ce în ce mai multe și dovadă sunt programările destul de mari. Curățăm toate suprafețele, geamuri, mobilier, baie, bucătărie. Și atunci în jur de 250 de lei este o curățenie care ne ține o perioadă destul de lungă. Firmele au și oferte pentru cei care se pregătesc din timp. Reducere de până la 15% pentru curățenia de Paște. Continuăm jurnalul cu informații din realitatea internațională. Baie de sânge în statul american California.